vă rog, domnul senator, să le spuneți și cuvântul domnului ministru și al dumneavoastră. Mulțumesc, domnule director. Hristos a înviat. Domnilor organizatori, distinsă onorată audiență, dragi fermieri, am emoții pentru că o să încep cu mesajul domnului ministru Adrian Chesnoiu, care din păcate astăzi nu poate fi alături de dumneavoastră pentru că este la o altă activitate, tot a oierilor, o activitate care se află la ediția 64-a în satul mare la Sembria Oilor. Bună ziua! Din păcate, așa cum v-a spus, ministrul agriculturii nu a putut fi astăzi în mijlocul dumneavoastră, deși și-a dorit mult să fie alături și m-a rugat să vă transmit din partea dumnealui gândurile bune și întreaga apreciere pentru activitatea pe care o desfășurați, cu atâta pricepere și dăruire. Sprijinirea crescătorilor de animale este și va rămâne o prioritate pentru Ministerul Agriculturii. Atât aici, la nivelul județului Botoșani, cât și la București, la Minister, cunoaștem bine cât de mari sunt provocările cărora trebuie să le faceți față în acest context complicat pe care dumneavoastră transversați cu toții și uneori cuvintele par prea puține pentru a exprima pe deplin respectul pe care vi-l purtăm. Spun asta mai ales că anul acesta asociațiile crescătorilor de ovine au înțeles dificultățile cu care se confruntă alte sectoare. Dați-mi microfonul dumneavoastră. Și spun asta pentru că aici, la acest eveniment, sunt foarte mulți crescători de ovine și trebuie să o recunoaștem. Asociațiile crescătorilor de ovine au înțeles dificultățile cu care se confruntă alte sectoare de creștere a animalelor din cauza prețurilor mari la energie și au fost de acord ca sprijinul COVID să fie oferit cu precădere pentru sectoarele creșterii bovinelor, suinelor și păsărilor. Este un gest de solidaritate pe care domnul ministru îl recunoaște, un exemplu de bun român care trebuie nu doar apreciat, ci și răsplătit, dar eu știu de la domnul președinte că acest gest a fost negociat și se va întoarce în zecit, spunem noi. De aceea, la nivelul Ministerului Agriculturii, se identifică noi forme de sprijin pe care să le punem în practică în a doua parte a anului, pe care le pregătim pentru sprijinirea sectorului de creștere a ovinelor și caprinelor. Vă încurajăm pe toți să accesați cu încredere programele de sprijin pe care le derulăm și îmi amintesc aici câteva dintre ele. Sprijinul cuplat în zootehnie pentru anul de cerere.